amenzi să fiu astăzi în mijlocul noastră. Nu sunt în premieră nici în acest edificiu, nici alături de UAP, pentru că știți bine că de-a lungul timpului ne-am mai interfectat și cu siguranță, la modul de lucru și al dumnealor și al dumneavoastră, cu siguranță parteneriatul s-a dovedit a fi unul reciproc avantajos și cu siguranță vom continua și pe viitor. A fost un efort, zic eu, comun și, repet, reciproc avantajos, o inițiativă lăudabilă la care Consiliul Județean n-avea cum să nu achieseze, pentru că ne place ce e frumos, ne place ce e frumos, ne place ce e valoros. Așa cum spunea și colegul meu, domnul manager, Cornel Popescu, probabil ediția de anul viitor, pentru eu, mă rog, așa, vin în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră și mă gândesc că va urma și a doua ediție. Ediția următoare, cu siguranță, mi-aș dori să o găzduim într-un spațiu mult mai generos, mult mai impresionant și nu vor fi de mari în galeria de artă Schweizer Kumpana, o bijuterie arhitectonică, nu ne ferim de cuvinte mari, pentru că chiar ieri am trecut pragul și ce este înăuntru să... Sunt convins că clădirea în sine, restaurarea în sine, vă va lăsa chiar și pe dumneavoastră artiști fiind cu cura căscată. E o restaurare deosebită, clădirea e deja ea valoroasă în sine, și ne dorim ca expozițiile care vor fi găzduite acolo, de orice natură, să aducă un plus valoare și edificiului în sine. Așa cum spuneam, Consiliul Județean sprijină ori de câte ori este provocat genul acesta de manifestări și ne dorim astfel să încurajăm fie tânăra, fie mai experimentată generație între ale artelor să păcătuiască la fel și pe viitor. Aveți toată deschiderea noastră. La deschiderea primei ediții a Salonului Artișan de Arte, vreau să-mi permite să adresez felicitări tuturor membrilor UAP Pitești, toți celor care, iată, au scris acest proiect, care este finanțat de Consiliul Județean Argeș. Suntem la prima ediție a acestui salon, însă trebuie să spunem faptul că între UAP Pitești și Muzeul Județean Argeș este o colaborare veche, o colaborare fructoasă și vreau cu domnul vicepreședinte, până să ajungem în această sală, o veste bună, o să vă ofere și domnia sa mai multe detalii. Galeria de Arte este gata, urmează într-un timp cât mai scurt să fie și inaugurat oficial. Și asta este o mare plăcere și o mare bucurie pentru noi, pentru că asemenea activități vor fi organizate, iată, pe viitor în această bijuterie arhitectonică a municipiului Pitești. Sigur că vreau să vă mulțumesc tuturor pentru implicare. Știu că sunt 25 de artiști, pe care au făcut de 3 lucrări. Și ceea ce este cel mai important aici, ca să mă dau și eu, cei care v-a cedat câte o lucrare în Muzeul Județean Argeș, ceea ce înseamnă să mărim patrimoniul instituției noastre. Mă încearcă un sentiment de bucurie, un sentiment un pic, să zic așa, profund, în sensul că s-a muncit la această expoziție. Noi am făcut demersuri la Consiliul Județean pentru acest proiect. Faptul că presupune un proiect în care se va desfășura gen caravană, adică va fi în 3 orașe importante de județul Argeș, Pitești, Muntea de Argeș, Câmpul Lung Mustier. Eu am numit Salonul Județean de Artă Vizuală, ediția 1-a 2024. Așa cum s-a spus și înainte, încercăm să dezvoltăm o colaborare între Uniunea Artiștilor Plastici și Consiliul Județean, tocmai pentru că ne permite nouă artiștilor să ne dezvoltăm din punct de vedere profesional, să expunem într-un cadru adecvat un număr mai mare de lucrări, adică toți artiștii care activează și au activat la acest salon să pot fi panotate, adică lucrările pot fi panotate într-un cadru adecvat, potrivit pentru ele.